Haide, uitați aici în buza mării. Avem crema de soare, 30 de lei. Da. O bere. Ceea ce văd aici în capa Aurora Jupiter, am văzut anul trecut când am fost în... Ceata lui Pțigui, ia uitați-i. Hai la mare. Începem acest vlog din curtea interioară a hotelului Opal, din capa Aurora Jupiter, acolo unde suntem noi cazați. Iar în acest vlog vom încerca să vă prezentăm câteva imagini din această zonă și să vă spunem punctul nostru de vedere referitor la litoralul românesc. Dar haideți să întorc camera, vă arăt drumul către plaje și încerc să vă explic cum am ajuns aici și ce am găsit. Aceasta este curtea interioară a hotelului Opal, unde suntem noi cazați. Stați să vă arăt cum arată această curte interioară. Este foarte bine îngrijită și este un loc unde se pot face poze frumoase. Iar noi avem camera acolo, unde sunt acele prosoape la uscat, la etajul 5. Aceasta este privirea de la camera noastră. Vedem marea, plaja, precum și curtea interioară, care este superbă. Acolo se vede Venusul și Saturn, iar undeva mai în spate, Mangalia. E o priveliște superbă, mai ales dimineața, să te trezești să vezi marea și pescărușii cum zboară. Acesta este drumul care duce către plaje. Hotelul se află la 50 de metri de plaje. Are plaja sa privată și această plajă are atât zona de șezlonguri, cât și o zonă de cerceafuri. Hai să vă spun cum am ajuns să ne cazăm la acest hotel. Vroiam să plecăm în zona Sovatei, doar că în momentul în care am început să căutăm oferte în zona respectivă, doi adulți și doi copii, tarifele erau destul de piperate, undeva de la 4.000 și ceva de lei în sus. Bine, plus că la acele locuri de cazare pe care noi le știam, am sunat și nu aveau locuri libere. Atunci am intrat pe Booking, am găsit hotelul Opal, am văzut cam ce condiții sunt aici și am zis că înainte să venim la acest hotel, totuși să sunăm și la recepție să fim siguri că au locuri libere. Că am mai pățit de multe ori să ne cazăm pe Booking și când să ajungem la hotel să nu avem locurile disponibile. Am sunat la hotel, aveau locuri libere și ne-au rezervat 4 nopți. În prețul plătit aici avem inclus cazarea, normal, cu cameră spre mare, micul dejun și prânzul, precum și intrarea la piscina. Au o piscină foarte curată, micuță, dar bine îngrijită. Au o porțiune pentru copii, dar și o porțiune pentru adulți. Am fost de câteva ori la această piscină și chiar ne-a plăcut. Piscina are și un bar. Acolo sunt prețuri separate față de ce se plătește la cazare. Nu sunt, ce este acolo nu intră în prețul cazării, deci ce plătești suplimentar. Iar prețurile sunt destul de piperate. De exemplu, un frappe este 30 de lei, o bere 20 de lei, deci sunt prețuri destul de piperate. Bun, am ajuns la acest hotel, ne-am cazat, camera chiar este foarte frumoasă, este ok, curată. Apropo de curățenie, se face curățenie zilnic și totodată prosoapele se schimbă o dată la 2 zile. Bine, se pot schimba și zilnic prosoapele, dar contra cost, iar este o taxă care se plătește în plus. Haideți să vă arăt camera. Se aude și ceva muzică de afară, este un festival Dobrogea Grădină Mândră, ceva de genul acesta. Bun, aici avem baia, deci aici este zona de baie. Aici avem un pat mare, un pat suplimentar unde dorm eu, televizor, dulap, hai să văd cum arată și dulapul. Cam așa este dulapul.
aer condiționat, un tablou, iar aici avem terasa cu vedere la mare. Iar acolo este acest festival de muzică populară, Dobrogea Grădină Mândră. Un lucru iar important legat de acest hotel, are loc de parcare, lucru care ne-a plăcut, cu toate că, și aici trebuie să vă spun, în prima seară când am ajuns, parcarea era plină, domnul de la barieră era puțin cam reticent, nu ne-a lăsat să intrăm cu mașina, mi-a explicat că suntem cu copii și avem multe bagaje, până la urmă ne-a lăsat, am descălcat și am ieșit afară. Hai să ne întoarcem puțin la cazare. Aici este faleza pe unde te poți plimba seara. Să ne întoarcem puțin la cazare. Deci în banii plătiți avem micul dejun și prânzul. Ia să vedem ce avem astăzi. A, asta este de la cu cașaval. Da, cașaval pe nea. Așa. Eu vreau iar crem guști. Ana, tu ți-ai ou? Ana vrea ou. Bine. A adus în plus față de ieri ou și așa valo panel. Așa. Ce ia? Ce frumos. Sunt ok felurile de mâncare servite, puține, dar sunt ok. Bine, acum pentru cei care sunteți învățați să mergeți în alte zone de pe litoral românesc sau, nu știu, poate mergeți în Antalya, de exemplu, mâncarea este sub ce găsiți acolo, dar la cum suntem noi care nu mâncăm foarte mult, am fost mulțumiți. Problema este dacă veniți cu un copil, 2, 3, 4, 10, fiecare cu cât vine, s-ar putea să aveți o mică problemă cu cei mici, pentru că s-ar putea să fie felul de mâncare care cei mici nu le preferă. Noi am avut noroc cu fetele noastre că am găsit să le dăm tot timpul ceva care să le placă. Dar, de exemplu, dacă vreți să le dați o pizza la prânz, garantat nu veți găsi așa ceva. Pe de altă parte, nu au fost mâncăruri care să se repete de la o zi la alta, s-au cam schimbat, în special la prânz. Iar apropo de cei care beți bere, la prânz era berea inclusă, putea să vă puneți, vă puteți pune în cap fără nicio problemă. Pe de altă parte, ce mi-a plăcut în această zonă, față de Mamaia, exact cum o să mai spun pe parcursul vlogului, de multe ori aveam impresia că Mamaia este fruntea, dar să știți că în momentul în care am venit către această zonă, mi-am dat seama că în momentul în care ai copii, este mult mai bine să vin în astfel de zone, pentru că sunt liniștite, iar acest lucru o să vă arăt în minutele următoare. Bun. Și avem hotel Opal, Cristal, Topaz, Rubin, Agat, Coral și ni se spune că șezlongul este 25 de lei pe zi și aici avem inclus o măsuță, salteaua, șezlongul și umbrela în banii aceștia, lucru care mi se pare foarte ok. Și de ce subliniez acest lucru? Am văzut că în alte zone din acest litoral, mă refer în special în zona de Mamaia, ar fi mult mai scumpe. Dar uite că nu este chiar așa de scump cum vedem pe la televizor. Și toată aici ni se spune că nu avem voie să mâncăm pe plajă. În cazul în care mâncăm pe plajă, suntem invitați să părăsim plaja. Aici avem o zonă unde se joacă volei. Nu prea avem voie să jucăm fotbal pe plajă. Ia uitați-le și pe ale mele. Da, vor să vadă cum filmez și ce filmez. Aici avem zona de șezlonguri. Bine, avem și aici șezlonguri. Avem și acolo șezlonguri. Avem și o zonă de cerceafuri, unde puteți sta în cazul în care preferați această variantă. Cel puțin noi am preferat această variantă, pentru că de asta a venit la mare, să stăm cu cerceaful pe nisip. Cel puțin noi așa am fost crescuți. Aici este această zonă de cerceafuri. Aici avem un mini bar, unde prețurile sunt foarte ieftine. O bere.
cum vă spuneam, 8 lei halba de bere. Frapeul 15 lei, cafeaua 5 lei. 8 lei în total. Mulțumesc. Mulțumesc. Haide, uitați aici în buza mării. Avem crema de soare 30 de lei. Iar într-un magazin undeva din Jupiter am găsit-o cu 115 lei. Un aspect care iar mi-a plăcut în această zonă, plaja este supravegheată video. Ia uitați, camera se cam plimbă după tine, are pe senzori. Aici avem o zonă de apă unde nu sunt pietre, că trebuie să spun și acest lucru, adică se, în momentul în care intri în apă e nisip. Iar în această zonă aici sunt pietre. Georgiana și-a făcut câteva vânătăi în prima zi, pentru că noi am intrat prima dată aici, după care ne-am băgat în partea cealaltă. Aici este o zonă de șezlonguri. Și o să merg puțin mai în față să vă arăt cum este și acolo. Pentru că chiar este o plajă frumoasă. Apropo de această zonă în care ne aflăm noi acum, mă refer la Capa Aurora Jupiter, n-am mai fost în această zonă de foarte mult timp. De multe ori evitam această zonă, mergând pe ideea ce pot să faci în Capa Aurora. Și ne amăgeam, să vorbim corect gramatical, ne amăgeam tot timpul cu ideea că mama este fruntea. Dar să știți că nu este așa. Am rămas impresionat de ce am găsit aici, mai ales dacă veniți cu copii. Este o zonă ideală, pentru că plaja este curată. Din câte îmi dau seama, este o plajă sigură. Noi ce puțin ne-am lăsat tot timpul lucrurile la vedere, telefoane, dronă, cameră de filmat și n-am avut nici cea mai mică problemă. Uitați, aici este o zonă în care vă puteți pune cu cerceaful, nu se ia nimeni de voi. Pentru că vă puneți cerceaful lângă șezlonguri, lucru pe care l-am văzut în Mamaia. Haideți să vă arăt pescărușii cum stau aici. Uitați, acolo stau pescărușii. Bun, să revin la ce vreau să zic. Mi se pare o zonă faină pentru cei care veniți cu copiii, o zonă liniștită. Și iar ce îmi place în această zonă nu este gălăgie. Ce puțin când am fost ultima dată în Mamaia, s-auzeau toate genurile de muzică, gălăgie multă pe plaje, plus cei care vindeau porumbul, nămolul de teker girl făcut probabil în bucătărie. Pe când aici este liniște totală. Nu știu dacă am văzut în perioada cât a stat pe această plajă o persoană care să vândă porumb. Iar referitor la muzică, sau de doar de la cel mic băruleț de plaje cu prețuri decente. Atât. Deci este un singur gen de muzică. În rest este liniște totală, sau de doar marea. Drept dovadă și acum când fac această filmare nu se aude muzică. Ia uitați și aici cum se vede. Deci noi acolo avem baza unde ne-am așezat de fiecare dată, iar acolo unde este acel grup de oameni intră ale noastre fete fără nicio problemă. Apropo și de prețuri, am intrat în câteva restaurante pe aici, iar prețurile erau decente, în sensul că cu 1 milion și ceva am mâncat 4 persoane și ne-am săturat, plus un pahar de vin, suc, tot ce intră la o masă. Aici suntem pe plaja hotelului Mera Onyx. Aici este hotelul. Hotel de 4 stele. Nu știu dacă se vede acum. Și la fel, vedeți, liniște, curățenie. Efectiv, este exact ce-ți dorești. Ceea ce văd aici în Capa Aurora Jupiter, am văzut anul trecut când am fost în Bulgaria, la fel, curățenie, liniște și
nu era muzică deloc. De ce pun accentul pe acest lucru? Pentru că cel puțin am ajuns la acel nivel în momentul în care vin la mare, împreună cu fetele mele, caut liniște, fiind deja obosit de aglomerația din oraș de peste an. Și atunci prefer în momentul în care vin la mare să am liniște. O să mai merg puțin cu voi să vă arăt pe aici cum arată plaja. După care mă întorc la ale mele fete. Apropo și de prețurile la aceste ustensile de apă, colace, mingi, grebluța, lupățica, la fel, sunt prețuri decente, de exemplu un colac mare, l-am văzut și la 30 de lei. Hai să vedem cum se vede și de aici partea asta de plajă. De ce am vrut să filmez mai multe locuri? Ca să vedeți că peste tot este cam la fel și să nu aveți impresia că filmez doar într-un loc, îl laud și mă rezum doar la atât. Uitați! Iar apa este foarte curată. Bine, în 5 zile cât am stat în Capa Aurora, am prins o singură zi în care la mal erau alge. Ne-am strecurat noi și am ajuns în apă. În rest, apa a fost curată, ideală pentru a te scălda. Cam așa arată plaja din zona Capa Aurora Jupiter și sincer, îmi pare rău că nu am venit mult mai repede aici și m-am dus tot timpul pe ideea că mama este fruntea, exact cum am spus pe parcursul acestui vlog. Să știți că nu mama este fruntea, mama începe să lasă de dorit. Fruntea este acolo unde te simți bine, alături de familie. Avem o mică terasă aici și în față mergem către Neptun. Și uitați-le pe fetele mele, își fac poze, sunt undeva acolo în față, își fac poze și au zis că vor să stea doar ele trei singure în față, iar eu să-mi văd de vlogul meu în spate. Și iată lupi țigoi, ia uitați-i, hai la mare! Plecăm la mare, de zici că ne mutăm de tot aici, pe plajă. Ana, tu ce faci asta? Răspusești tu de asta în cap? Da. Da? La zero cu durum. La zero, normal. Caută-o și pe Diana, stă pe spatele la noi. Am să le arătăm la oamenii cum plecăm noi la mare, de ce lumea că ne mutăm. Caută ce? Pui? Și Georgiana la fel stă pe spate. Da. Nu. Nici nu știi să apeși pe buton. Pe zero, tată, pe zero. Da? A, n-apăsaș? Nu. Da? Hai mă, Diana, mă, că să uite lumea la noi, mă. Nu? Mersi. Da? Să-mi iau pe plajă. Uite că găsi o variantă acum să te filmez, așa în oglindă. Te-ai rușinat? Ana, ce faci? Bă, dar noi urcăm, știți? Nu, coborăm. Mă, urcăm. Gata? Hai să ieșim. Ia uite. S-a terminat faleza acolo. Este foarte scurtă. Și acum mergem printre mașini. Bine, aici sunt mașinile parcate. Aici avem un loc de joacă pentru copii. Bun, aici sunt mașinile parcate și vom ieși în drumul principal, de unde vom vedea cum circulă mașinile în stânga și în dreapta, dinspre Neptun spre Venus, spre Venus spre Neptun și tot așa.
Ia uitați-le. Ce, ce căutați? Da, hai să căutăm un loc unde să mâncăm și mergem pe partea aia, pe acolo. Ne-am amăgit cu acea faleză. Dacă te chinui în 3 minute, dar o temi ca coadă, dacă o iei puțin la pas. Și pe aici avem trotuarul acesta micuț, căruțe, dacă vreți să vă plimbați cu căruța. Și cam asta este stațiunea, Cap Aurora. Dacă e să dăm la o parte acest aspect și ne rezumăm doar la partea de cazare și plaje, este foarte ok. Dacă vrem seara să ne plimbăm pe jos puțin prin zonă, e cam dificil pentru că nu prea ai pe unde te plimba. Sau cel puțin nu am descoperit eu până acum acest lucru. În cazul în care ați fost pe aici și știți alte zone pe unde te poți plimba, lăsați acolo un comentariu și data viitoare când vom mai veni, vom merge pe aceste trasee care ni le ziceți voi. Apropo de pizza, uitați, 39, 29, 40, 38, 38, 40. Aici avem, de exemplu, plătite cu dulceață 15 lei, cu banane 18 lei. Iar în față sunt câteva restaurante. De multe ori auzim că la noi pe litoral prețurile sunt scumpe, dar hai să vă arăt că nu prea este așa. Am intrat la nimereală într-un restaurant din Jupiter și, de exemplu, pastele sunt ca la noi la Târgu Jiu sau pe unde am mai mers prin țară, ca idee. Ciorbele au prețuri chiar foarte bune. Supa de cu găluși 15 lei, supa de vită 15 lei, supa de pasăre 15 lei. Mai ieftine decât am văzut noi. Fii atentă. Ceva de pui 18 lei, la ceva de pui am mâncat-o la păru rece. Legume. De legume, da. Ai detalii, am mâncat la de legume. Da? Deci la păru rece am mâncat ciorbă de legume. A, era 15 lei, aici este 10 lei, deci este mai fină la mare decât la munte. Iar cea de văcuță, să văd dacă are de văcuță, o vezi? A, aici e 18 lei și tu ai dat 30 lei pe ea. Deci ciorbele sunt mai ieftine în acest restaurant din Jupiter decât a fost, decât ce am găsit la părul rece. Pasamă de oaie. Deci prețurile sunt chiar foarte decente. Nu prea sunt cu ce se arată pe la televizor. Bine, acum dacă ne uităm la restaurante de fițe, o să mâncăm de fițe. Dacă mergem în restaurante de bun simț, găsim prețuri de bun simț. Avem și pește, uite și peștele destul de ieftin. Și nu este cu 100 de grame, de exemplu, ba da, aici văd că este 100 de grame. Garnituri, ia să vedem. Da? Salatele, iar la fel, sunt ieftine. Desertul, papanaș tot. Ia spui eu de ceva, să văd că costă berea la halbă. Eu mi-am luat niște vin, o carafă de vin la jumătate și am văzut 20 de lei. De aia să văd cât costă berea la halbă. Uitați, draftul 7 lei, 9 lei. Da. Chiar vreau să găsesc berea aia la halbă, care am văzut că ar costa vreo 20 ceva de lei sau 25 de lei. Vinurile la fel, prețurile sunt decente. La... Bine, vreau să văd cum se cheamă restaurantul, dar nu are numele pus. A, Barina Activ, cred că așa este la restaurant, în Jupiter. Dacă veniți aici, căutați pe că prețurile sunt decente. Cam pe aici se merge seara, după ce termin o zi de plaje sau de piscină. Apropo de piscină, un aspect care nu-mi place la acest hotel unde suntem cazați, la ora 7 ne-au dat afară de la piscină. Cred că este prima dată când merg într-un concediu și sunt dat afară de la piscină la ora 7 pe motiv că se închide. Aveți grijă la mașini. Aia povesteam că față de mamaia, totuși aici este o bilă neagră că n-ai pe unde să te plimbi seara dacă ieși cu copilul la plimbare și să te ferești de mașini, că faleza aia e cam micuță. Am peste 2 km numai. Da, în zona asta a litoralului. Pe când în Mamaia e partea de promenadă, să spunem așa.
aici este ferici de mașini. Cu toate acestea, uite că iese lumea la plimbare și e destul de multă lume. Apropo de acest market, aici am găsit o cremă de, pentru bronz, care a costat 115 lei. În condiție în care în alte magazine acea cremă costă 23 de lei și pe plajă am găsit-o cu 30 de lei. Aici e ceva autoservire bufet. Ia uite, muzicuță. Ia să vedem ce avem aici. La revedere, litoral. Diana, vrei o pălărie ceva? Uite, luăm o pălărie. Ha? Nu vrei pălărie? Stai că avem și cății pe aceea, prin zonă. Diana, ai grijă la mașină, tata. Trotuarul e prea micuț și nu prea avem loc pe el. Ba, ne descurcăm noi până la urmă. Cam pe aici se termină partea de zonă comercială din Cap Aurora. Sunt ceva terase. Bine, ce am observat aici, apropo de program, toate se închid la 11. Deci dacă vrei peste ora 11 să vii să mănânci ceva, cam țeapă. Toate se închid la ora 11. Terase, restaurante, tot. Bine, nu prea sunt multe terase pe aici, sau restaurante. Le poți număra pe degetele de la două mâini. Și acum căutăm un bancomat să scoatem ceva bani. Și uite că l-am găsit. Gata, am spus bani. Și acum căutăm să ne dăm mașinuțe. Stațiunea este ideală pentru o familie cu copii. Aici la ora 11 este spargerea. Cred că ultima vacanță în care am fost și intram la ora 11 în cameră era la generală, ca spirit de glumă. Dar aici se pare că la ora 11 n-ai decât să intri în cameră sau să te duci în alte stațiuni și să te uiți la alții cum bea, în caz că n-ai șofer. Cam acesta a fost vlogul din zona Cap Aurora Jupiter și ce vă pot spune acum la final este că vă recomand această zonă, mai ales dacă veniți cu cei mici. Până data viitoare, apăsați acolo pe clopoțel, pe subscribe, pe distribuire, tot ce ține de YouTube, astfel încât această informație să ajungă la cât mai multă lume. Vă iubesc, la revedere, pa, pa!